Momentul în care un tată ucrainean și ia la revedere de la fetița lui pentru a rămâne în urmă să lupte. Scene cu tremurătoare. Decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina i-a obligat pe bărbații ucrainei însă și a la revedere de la copii și soțiile lor, în timp ce ei rămân la luptă. Într-o astfel de situație sfârșitoare a fost și un tată care a trebuit să-și pupe pe obraz fica de câțiva anișori, poate pentru ultima dată. Momentul a fost filmat și publicat pe Twitter. Războiul a început, iar imaginile și informațiile venite din zonele atacte de Rusia sunt din ce în ce mai șocante pentru întreg miapamondul. Un moment sfârșitor apărut pe Twitter este cel în care un tată încearcă să nu plângă în hohote, fără succes, în timp ce își ia la revedere de la fetița lui. Tată ucrainean își ia la revedere de la fetița lui, pentru a rămâne în urmă să lupte. Clipul video apărut pe platforma de socializare este cât se poate de grăitor și este o dovadă a situației nedrepte în care se află civilii ucraineni. Pe filmare a fost surprins momentul în care bărbatul își ia fica de câțiva anișori în brațe, apoi o lasă jos și îi pune cu grijă căciulița pe cap, apoi îi dă un lănțișor, o pupă și îi spune câteva cuvinte. La scurt timp, începe să plângă, îmbrățișând-o cu putere soția lui este lângă ei și privește în mărmurită. La final, cei trei se îmbrățișează, ucrainianul având lacrimi în ochi. Soția și fetița lui urcă în autobuzul care o să le ducă departe de zona atacată de trupele rusești. Odată așezate pe locurile lor, mama și fica ei își iau la revedere pentru ultima dată de la cel mai important bărbat din viața lor. Ieri seară, Rusia a cucerit insula Șerpilor, aflată la 45 de kilometri de România. În urma atacurilor din Ucraina, pe străzile din orașele Rusiei au început manifestații ale civililor. Protestatarii au fost arestați.